Astăzi vom continua lectura cărții Călătoria lui Medilo, de Ioana Nicolae. Nu, hoțomanule, se înveseli mama, dulciurile stau în dulapul de la bucătărie. N-o să le vezi niciodată atârnând pe sfoară. Medilo simți iar aburul muzical răbufnind din el. Continuară veseli cu tot ce se poate pune pe umerașe, de la cămăși, pantaloni de stofă, jachete, pulovere, tricouri până la paltoane, geci de piele sau costume de ceremonie. Din păcate, casa e părăsită acum, spuse mama. Probabil că nu mai există mare lucru în ea. Ciudat, zise Medilo. Deci nimic nu e definitiv. Până și construcțiile uriașe, ca asta, se schimbă. Doar noi o să rămânem mereu împreună, nu-i așa? Mama, în cuvință. Apoi începu să fredoneze A Beautiful Day, o melodie auzită cândva la radio. De unde să știe când dimineața următoare avea să se petreacă nenorocirea? Medilo nici nu deschise bine ochii când se pomeni dat cu capul de nuielele coșului. Simți un miros străin și un fel de clește începu să-i strângă fruntea. Ajutor! Strigă îngrozit. Doare prea rău! Au! Mă rupe! Apoi îl luă cu amețeală. Totuși, auzi ca prin vis vorbele mamei. O să mă întorc, Medilo! Nu-ți fie teamă! Rezistă, băiete! Ești mare acum! Când își veni în fire, totul se schimbase. O mătură împrăștia praful de colo-colo. Niște oameni, căci la cât de uriași erau, nu puteau fi altceva. Făceau un zgomot asurzitor. Coșul în care trăise fericit atâta vreme nu se vedea nicăieri. Probabil fusese aruncat la gunoi.